Tată, am voie să merg acum în grădină pe leagăn? Întreabă micuțul Thomas pe tatăl său, care tocmai voia să plece de acasă. Nu, nu, dragul meu, astăzi nu. Mâine poți din nou să te legeni cât dorești, răspunse tatăl înainte de a pleca. Thomas privea în urma lui. Băiatul era dezamăgit. Să aștepte până mâine, o zi întreagă să aibă răbdare. A fost drept din partea tatălui să interzică pur și simplu să se dea cu leagănul. Thomas privea afară în grădină. Acolo, mai în spate, era agățat leagănul. Să-l privească puțin, doar atât avea voie. Curând, a stat lângă leagăn. Thomas a privit în jur. Nimeni în apropiere? Tatăl a plecat și cine ar putea să-i spună că Thomas totuși s-a legănat? Băiatul se așeză pe leagăn și îl pune în mișcare. Curând, leagănul zbura tot mai sus. N-a fost deloc frumos din partea tatălui să-mi interzică această distracție, gândește Thomas în timp ce se avânta tot mai mult. Dintr-o dată, frânghia se rupe. Mama l-aude pe micul Thomas urlând. Ea vine din casă fugind. Fiul ei stă culcat în iarmă și geme îngrozitor. Unul din brații este rupt. Thomas trebuie dus imediat la medic. Acolo, brațul este pus în gips, iar Thomas are dureri foarte mari. Mai târziu vine tatăl. El încă nu știe ce s-a întâmplat, până ce mama îi povestește. Acum stă în fața lui Thomas. Băiatul îl privește și se rușinează, deoarece recunoaște imediat ce are tatăl în mână. O frânghie nouă pentru leagăn. O, bunul tată! Tata nu i-a permis să se dea pe leagăn pentru că a văzut că frânghia era slăbită și nu voia ca fiul să se accidenteze. De multe ori, părinții trebuie să refuze câte o dorință a copiilor din motive întemeiate, iar când micuții vor fi crescut mai mari, își vor da seama că și tatăl nostru ceresc nu ne va împlini toate cererile. El ne iubește și știe ce este bine și ce nu este bine pentru noi. Să ascultăm întotdeauna de El și, înainte de toate, să învățăm să așteptăm cu răbdare. Urmările neascultării pot fi foarte amare. Amin.